În turul campionatului, Petrolul a reușit să treacă de ASEU Poli Timișoara după un meci de pomină. Într-o atmosferă superbă, tensiunea a fost maximă pentru că galben-albaștri au câștigat jocul de-abia în prelungiri. Marinescu a deschis scorul și peste alte două minute Saim a ridicat publicul în picioare cu execuție frumoasă. Petroliștii își doresc același rezultat și duminică după amiază. Reușiți să legați victoriile? Da, noi sperăm să dăm totul la fiecare meci și la Timișoara să batem, să ne ducem cu moral bun la Cluj. Româno-turcul Saim revine în lot după suspendare, la fel ca Zan și Țigănașu. În schimb, va lipsi grecul Cozoronis, din motive medicale. Duminică după amiază va fi returul acestui joc, iar stările celor două echipe sunt diferite. Petroliștii trebuie să câștige pentru a rămâne aproape de promovare, în timp ce timișorenii se luptă să evite retrogradarea. Principalul cornățeanu speră că succesul din etapa trecută i-a dezinhibat pe băieții săi. Trebuie să legăm la următorul joc iar victorie și atunci probabil că încrederea o să fie la capacitate maximă. Să prindă mai multe încredere noi, mergem la Timișoara în care trebuie să mergem să luăm cele 3 puncte și după aceea mai departe. Locul partidei fiind foarte departe, i-a determinat pe oficialii clubului să apeleze la transportul cu avionul. Lotul Petrolului se va deplasa sâmbătă la Timișoara pe calea aerului, urmând să revină acasă la fel luni dimineața.